caught in the crossfire. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi este timpul să încep un nou vlog. Am spus eu că postez mai des, dar n-am reușit. N-am reușit pentru că acum pe primul loc este învățatul, m-am apucat să învăț. Am aplicația și seara în loc să stau să editez, stau și învăț pentru permis că da, trebuie. Și da, dar o să încerc să fac și vloguri. Astăzi este joi și vreo 10:30. Am trimis fetele la grădiniță de dimineață, mi-am băut cafea, l-am adormit pe Kevin, doarme de ceva timp, dar eu m-am pregătit puțin, mi-am făcut puțin fața că eram într-un hal. Nu mă odihnesc noaptea și mă doare atât de tare capul dimineața când mă trezesc. Și am o față, doamne. Noaptea mă trezesc cu Kevin și cu Alexia, cam din și din ori în ori și din două în două ori mă trezesc. Bine, cu Kevin mă trezesc acum, în ultima perioadă, cam ofturos și mă trezesc cam de două ori. Mă mai trezesc de două ori cu Alexia și oricum mă pun la somn pe la 12 noaptea, când stau să mai fac modulele alea pentru școală și cam pe la 12 cel puțin mă pun la somn. Iar pe la 1 și ceva se trezește ori Alexia, ori Kevin, după aia, după o oră jumătate se trezește celălalt și tot așa. Până dimineața, dacă am 4 treziri, trebuie să trezesc Kevin. Până dimineața, dacă am 4 treziri, e aproape din oră în oră. Pentru că la 6 mă trezesc, la 6:30, 6:40. Mă duc și eu să-mi fac ordine prin casă. Mai am o oră la dispoziție până să plec după Adelina. Și vreau să mai strâng prin casă. Adelina, dacă o spune de cald. Eu deja nu mai fără cald. Nu frumoasele! Ce mă doare capul! Stai ca să pot măca. Așa. Sanule, ce-a făcut? Ce-a făcut? A vomitat un fir, da? Filuz! Ai chef de joacă? Ai chef de joacă? Mm-hmm.
ceva? Ia-mi spui ceva? Măi, băiatule! Ia-te! Da? Da? Până în pătăți mă duc să-mi iau o pastilă și pe aia mergem cu Adelina, da? Acolo afară mergem. Mergem afară. L-am lăsat la bulanele goale. Fără ciorap, fără nimic. E mai cald. Mi-am luat și eu o pereche de pantaloni scurți. Dacă sunt cam albă. Cum a fost la grădi? Vrei să punem în ghiuzdanul în spate? Mm-hmm. Da? Hai, ia la mână. Bagă mâna. Cealaltă. Bagă. Așa. Vrei să fac poză? Da. Vai, dar murim de cald, mai stăm la poză. Oricum ești murdară, transpirată. Hai, mami. Hai, uite la mine că să fac poză. Hai. Uite-te la mine. Nu, mă vede aici. Acolo vrei poză? Da. Dar nu mai bine mergem noi acasă, mâncăm câte o înghețată? Da. Da? Da. Hai. Un copil de 7 ani. Un copil. Uh-huh. Las-o. Nu să o luăm de acasă. Am găsit Adelina un suc. Hai, mami, un cărucior. Și a spus, ia să vedem, mami, e bun? Ce? Ia să vedem, e bun? Uh-huh. Ține bine. Ia vezi, e bun? Uh-huh. Da, bun. Oh, bă, dar mă gândeam că nu-i bun. Cum să nu fie bun? N-avea cum să nu fie bun. Pa! Kevin nu a dormit și vreau să mă apuc să fac de mâncare foarte repede ca să scap, că după aia nu se știe dacă mai apuc să fac. Astăzi vreau să fac o mâncare din conopidă și broccoli și șnițele de pui. Am aici o conopidă, broccoli, se îngălbine de acum, 2 ardei, ar fi bine ardei roșu, dar nu am. O ceapă, câțiva căței de usturoi, 3 roșii. Asta deocamdată, dar vă mai arăt pe parcurs ce mai pun. Showing up when you least expect.
unexpected. It can light up your darkest days, baby, if you let it. It can pull you out of your deepest pain. It's the sun on your skin right after the rain. It's that you just know everything's gonna be okay. Așa, leagănă-te. Tu? Să mă dacă gule? Kevin doarme. Să urce pe burtă. De vreo 2 săptămâni
se învârte pe burtă și doarme. Singur el așa se învârte. Dede! Așa o găsesc? Cântă puiul? Unde te duci? Da! Am venit până la magazin, că trebuie să iau lui Kevin lapte praf, șervețele și trebuie să mai iau apă și nu mai știu, nu mai țin minte. Am luat de la magazin o sticlă de apă din asta pentru copii și fac lapte lui Kevin pentru că nu mai am apă în casă și am luat o sticlă, așa să fie. Aici am luat un coșulez din ăsta, nu știu cum arată înăuntru. Am dat 4 euro, 3,99. Să le mai pun jucăriile la fete. Ca să nu mai fie așa împrăștiate, ăsta-i biberonul lui Kevin. Și am mai luat încă unul care se agață sus și are mai multe. Tot așa să le pun din jucării ca să le mai organizez un pic. Șervețele umede. Nu mai aveam. Lapte praf. Aptamil 1, am trecut la 1. Aici am niște absorbante de zi pentru mine. Pentru Kevin am luat așa una din asta, nu știu cum se numește, pentru gingie. Am să văd dacă o va dori. Adelina n-a vrut. Și tot pentru el am luat o perie și un piaptăn, văd care. Ia să facem. E foarte moale. Cred că prea moale. Să vedeți dacă să fie bună. Și aici are și pieptene. N-am văzut că are pieptene. Și am luat un gel de curățare a feței pentru mine, de la Nivea. Și atât am luat de la magazin. Imediat după ce m-am ajuns acasă la magazin, am intrat pe telefon și comentarii pe YouTube. Eu rămân șocată în fiecare zi la ce comentarii primesc. Deschid YouTube-ul și găsesc un comentariu că nu știu, erau mai multe cuvinte pe acolo, dar la final au spus că să recunosc și să spun adevărul la lume că Alexia nu este fata lui Cosmin pentru că are ochi albaștri. Dumnezeule. Se vede clar că nu e întreagă la minte acea persoană. Și după aia am văzut că a intrat în conflict cu alte persoane pe acolo prin comentarii că mie îmi place să stau toată ziua cu picioarele în sus și să primesc bani de la YouTube, să mă duc la muncă. Multe persoane au, cum să spun, au problema asta cu mine și să mă duc la muncă. Nu vreau să mă duc la muncă, na. Cine vine să aibă mie grijă de copii când eu mă duc la muncă? Deci vă invit pe voi să veniți să aveți grijă de copii. Pe persoanele alea care comentează că se mă duc la muncă. Deci chiar vă invit.
Eu mă duc la muncă și voi veniți acasă și ne aveți grijă de copii, le faceți de mâncare, îmi faceți curățenie în casă, aveți grijă de ei, îi spălați, faceți tot. Și eu mă duc la muncă. Mie nu convine să plătesc o bună, pentru că o bună la trei copii, slavă Domnului, ți-a o grămadă. Eu cred că cel puțin 1000 de euro ți-a o bună la trei copii, plus unul bolnav. Pentru că nu stă nimeni cu un copil bolnav de epilepsie. Foarte rar găsește. Și eu nu vreau să mă duc la muncă. Eu vreau să stau acasă să-mi cresc eu copiii. Cât o să fie copiii mici, cât Alexia o să aibă nevoie de mine, eu nu o să mă duc la muncă. Pentru că nu vreau. Și că stau acasă și fac YouTube, foarte bine. Bravo mie! De ce nu vă faceți și voi? De ce nu vă apucați și voi să faceți YouTube? Cine nu vă lasă? Platforma asta, YouTube, este pentru toată lumea. Depinde de tine dacă te faci plăcut sau nu, dacă atragi oamenii sau nu. Fiecare este liber să facă. Ce treabă aveți voi? Și când iau bani de la YouTube, nu vă iau vouă din buzunar bani. Vă dispar vouă bani din buzunar în fiecare lună sau din portofel sau bani de pe card? Nu. Așa că nu aveți dreptul să comentați în privința asta. Nu vă uitați. Dacă nu vă convine, nu vă uitați. Blocați-mi canalul, nu știu. Nu intrați pe canal la mine, nu vă uitați, nu iau bani pe vizionarea voastră. Pur și simplu. Nu trebuie să comentați aiurea. Nu intrați, nu vizualizați vlogurile și nu iau bani pe vizualizarea voastră. Asta trebuie să faceți voi. Și că... Că Alexia nu este fata lui Cosmin. Doamne, ferește, Maica Domnului. Deci multe persoane mai sunt pe lumea asta, iar țipi Kevin. Nu plânge, doar să joacă și țip așa. Că să aud comentarii că, vai, că țipul copilul și eu stau și filmez. Să joacă. Alexia are ochii socrului meu, ochii bunicului. Și Adelina are ochii tatălui meu. Nici Alexia nu are ochii noștri. Nici Adelina nu are ochii noștri. Alexia are albaștri. Albaștri are și tata lui Cosmin. Și Adelina are ochii căprui. Da, căprui, mă rog. Așa i-are tata. Eu cu Cosmin avem ochii căprui verzui. Dar după asta se vede cât în minte are acea persoană. Dacă nu are copilul ochii tatălui, gata, nu... Nu este copilul lui, gata. Doamne, măica. Nu-mi vine să cred câte persoane există pe lumea asta. Cu oameni nu-i pot numi. Făcutul vlogurilor, bravo mie, că nu pot să fac chestia asta. Nu toată lumea poate să facă vloguri, să filmeze toată ziua, să arate la lume tot ce face. Nu toată lumea este făcută pentru treaba asta. Și dacă oamenii pe mine mă plac, eu ce vină am? Eu cred că sunt plăcută dacă atâta lume se uită la mine. Na, aproape 17.000 de oameni sunt abonați la canal și mult mai mulți se uită la videoclipuri. Asta înseamnă că le place. Și voi, și eu să-mi spuneți să nu bag în seamă. Oh, nu mai pot seama. Și voi să-mi spuneți acum să nu bag în seamă, dar nu le bag în seamă, dar trebuie să mai răspunzi câteodată, pentru că mi se pare că noi, cele care facem vloguri pe YouTube, trebuie să tacem din gură tot timpul, trebuie să aplecăm capul, nu trebuie să reacționăm la comentarii, pentru că trebuie să ne asumăm că facem YouTube. Ne asumăm, dar până într-un punct. Când am ajuns într-un punct, nu mai poți să-ți asumi, trebuie să reacționezi. Și este dreptul nostru să reacționăm la comentarii. Eu așa cred. Și este dreptul nostru să blocăm pe cine nu ne convine, pe cei care comentează urât. Eu știu să iau un comentariu care este constructiv, un comentariu care ar putea să mă ajute și care este formulat decent și nu este formulat jignitor, dar când vii cu jigniri și cu acuzații din astea, am terminat. Da, atât am vrut să spun. Mă duc și eu să mai fac pe aici ce mai am de făcut și ne auzim un pic mai încolo.
că mi se bate un cuie aici, ca să atârn aia de pe jucării, de grabă unde s-o atârn. Și nici măcar un cui nu am găsit în casa asta. Am găsit unul strâmb. Soțul meu toate le ia și le duc ce-mi vezi. Sau nu știu unde le duce. Și nici măcar un ciocan. Bat cu un clește din ăsta. Toate-s dus în beci. Și nu mai aduc eu acum până vin să las copiii. A, nu cred că pot. Mă să aduc ăla de bătușnițele. Așa, am eu ciocanul meu. Da, trebuie invers. Ale, te trezit? Făcut nani, Ale. Aulă, se cam strâmb. Hai fi bun. Stas. Filmează invers. Invers filmează. Te tem de o mâță? Să trezchem. Da. Mami. Mami. Iubire. Iubire. Da, cred că vin fetele. Au fost afară cu mama. Vezi în oglindă? Te vezi în oglindă? Te lăsa afară cu mama în parc, iar eu, Kevin, am rămas în casă să facem mâncare. Am să fac niște aripioare de pui cu păstăi. Nu vrei să filmezi? Ale! Alexia! De ce nu te uiți la mami? No! Ale! Nu e Napoli, nu știu ce are. Alexuța! Alexuța! Promisica? Da. Am ieșit cu copilașa afară să ne plimbăm. Am făcut o tură de stradă așa
Și acum merge cu parcul ăsta la noi. Să stăm acolo. Ai grijă, da? Ai grijă la mașini. Kevin e în căruț. Alexia aici. Hai, Delina. Nu! Hai! Ușor, da? Mai Kevin, mă. Mi-am pus babițică. Să udă. Ce? Da, Didi. Ușor. Mm-hmm.